Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evrește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos. Ori de ce boală era cuprins. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și acum trimite harul Preasfântului de viață Făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Moșterirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra potrivnicului dăruiește. Și cu crucea ta înzece pe poporul tău. Din respect pentru oameni, clădim pentru sănătate și punem piatra de temelie a celui mai mare și important proiect din domeniul medical, extinderea pavilionului Spitalului Județean de Urgență Bistrița, prin construirea unui corp de clădire nou, cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă. O investiție de referință. Pentru viață, însă proiectele în sănătate, modernizarea și reabilitarea vechiului spital și a secțiilor externe, au început încă din anul 2012. Așadar, sănătatea în Bistrița Năsăud este de peste 10 ani de zile pe primul loc. Iar voi, cei care acum, în anul 2123, când veți deschide această capsulă a timpului, să păstrați tradiția grijii pentru viață. Nu știm cum arată spitalul la 100 de ani de la această zi importantă pentru noi. Dar sperăm că este tot un loc al medicilor dedicați, prelungiri ale mâinii lui Dumnezeu pe pământ, cu aparatură ultramodernă, cum există și la noi, acum, la nivelul anului 2023. Iar spitalul este un simbol al respectului pentru viață. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne călăuzească faptele spre a face bine pentru oameni mereu. Semnăm și ne asumăm finalizarea clădirii pentru sănătate, pentru șansa la viață, președintele Consiliului Județean Emil Radu Moldovan, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înalt preasfințitul părinte Andrei Andrecuț, prefectul județului Bistrița-Năsăud, Teofil Iulian Ciorbă, managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, Gabriel Lazani, protopopiatul ortodox român Bistrița, prin protopop preot Alexandru Vidican, administratorul public al județului Bistrița-Năsăud, Florin Grigore Moldovan,
director executiv Direcția de Investiții Drumuri Județene Consiliul Județean Bistrița Năsăul Ciclani Oprea Ciprian, preot Spital Județean de Urgență Bistrița Alin Miheștean, director administrativ Spitalul Județean de Urgență Bistrița Paul Gabriel Seche, constructor Dimex 2000 companie, administrator Ioan Scurtu, proiectant general Mansard Corporate SRL și Cubicon Invest SRL prin director Șerban Pop și Dimex 2000 companii, director tehnic Ioan Nicolae Scurtu. Cu harul preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! E zi importantă astăzi, când se pune piatră de temelie pentru încă o aripă a Spitalului Municipal din Bistrița. Și cuvântul, așa e firesc, l-am început cu ce spune Domnul Hristos sau cu ce spune Evanghelia despre Domnul nostru Iisus Hristos, cum că străbătea toată Galileea învățând în sinagogile lor și tămăduind orice boală și orice neputință în popor. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca conducerii acestui județ, domnului director al spitalului, părintelui capelan și de ce nu tuturor celor ce vor sprijini această lucrare, să le dea sănătate ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să participăm și la inaugurarea ei. Și printre alte amănunte legate de inaugurarea ei, se dorește și tare ne bucurăm ca să se facă și un paraclis, o capelă elegantă pentru bolnavii din acest spital. Oricum, și perioada în care s-a organizat această festivitate e una specială, este postumare și încercăm să le facem mai buni. O cântare de la începutul postului spunea un lucru esențial, să postim precum de bucate, așa și de toată răutatea. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Să postim de toată răutatea în fața lui Dumnezeu. Poate că e mai important decât postul de bucate, postul de răutate. Încă o dată ne dorim succes și să ocrotească Dumnezeu și lucrarea, și spitalul, și pe bolnavii care își caută sănătatea aici. La mulți ani! Îi mulțumesc în primul rând de la cer până la pământ sau de la pământ până la cer Bunului Dumnezeu pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat mie și echipei întregi pentru tot ceea ce am reușit să facem în cei 10 ani și jumătate. Vă mărturisesc că încă din 2012, în urma unei analize, împreună cu colegii mei am luat decizia să punem sistemul medical, sistemul de sănătate pe primul plan. Dar vă mărturisesc că nu îndrăzneam să cred că după 10 ani voi trăi alături de dumneavoastră o asemenea zi. Nu folosesc cuvinte mari, dar astăzi, în alpea Sfinția voastră, ați binecuvântat un moment istoric pentru județul nostru. Și îmi doresc ca Bunul Dumnezeu, prin reprezentanții Lui de această dată, mâna prelungită a Lui, care sunt medicii, asistentele medicale și colegii mei, care fac bine oamenilor suferiți, să dea Dumnezeu ca niciunul dintre noi
să n-avem de ajuns vreodată pe aici, decât în vizită sau la astfel de evenimente. În schimb, cu toată responsabilitatea, vă asigur că dacă veți ajunge pe aici, sunteți pe mâini bune. Pentru că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat, ca în urma eforturilor pe care comunitatea din județul Bistrița-Năsăud le-a făcut în investițiile de circa 50 de milioane de euro care s-au derulat deja până acum în diferite zone ale spitalului, Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca aceste investiții, aceste aparate noi, să fie cu ghilimele de rigoare mobilate cu medici de foarte bună calitate. Și actul medical în județul Bistrița-Năsăud a crescut în mod consistent, nu spun eu asta, spun oamenii și specialiștii. Cu această investiție, care se cifrează la circa 100 de milioane de euro, vom avea această nouă aripă a spitalului și vom reabilita integral, de la temelii, vor rămâne propriu-zis structurile de beton și clădirea veche a spitalului. Și în al preasfinția voastră sper ca Bunul Dumnezeu să ne ține pe toți sănătoși și vă invit pe toți de pe acum, de astăzi, în mod normal, timpul maxim este 24 de luni. Dar mă bucur și mulțumesc la Dumnezeu că avem o companie din județul nostru care lucrează și avem deja experiența altor investiții, că atunci când avem oameni din județul nostru, lucrurile merg cu mult mai repede și cu mult mai bine și sunt convins că chiar mai devreme decât cele 24 de luni o să fiți prezenți. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să fim sănătoși și pe acest pământ să fim prezenți la slujba de inaugurare și la feștania noului spital. Și în următoarea perioadă, colegii mei de la Consiliul Județean vor derula achiziția publică pentru digitalizare, reabilitare și modernizare a clădirii existente. Aș putea să vă spun foarte multe lucruri, dar nu vreau să monopolizez intervenția și aș încrea prin a vă mulțumi absolut tuturor celor care, într-un fel sau altul, ați fost implicați în ceea ce se întâmplă în ultimii ani în județul Bistrița-Năsăud. Și aș începe cu colegii mei primari, alături de care am pus acest județ pe primele locuri în România și alături de care am reușit să atragem împreună aproape 2 miliarde de euro investiții publice. E greu să numeri până la 2 miliarde, dar păi să-i și aduci și să-i și implementezi. Lucrurile în județul nostru s-au schimbat semnificativ în bine și le mulțumesc tuturor. De asemenea, colegii mei, normei din Consiliul Județean, alături de care am reușit să facem toate aceste lucruri, echipei de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, și aici mă refer la echipa administrativă condusă de Gabriel Lazani, la echipa medicală coordonată de doamna doctor Gabriela Deac, director medical, și n-aș vrea să-i citesc pe fiecare pentru a nu scăpa pe nimeni. Am văzut că este și arhitectul șef a municipiului Bistrița, doamna Monica Pop, alături. Prin doamna Monica Pop mulțumesc și celor de la primăria municipiului Bistrița, care au tratat cu celeritate toate nevoile noastre pentru a putea ajunge astăzi aici, de fapt nu astăzi, luni, când, după vineri, când am semnat contractul de finanțare, luni am și început lucrul. Și închei prin a-i mulțumi încă o dată Bunului Dumnezeu că acest vis care s-a înfiripat încet în mintea mea și a colegilor mei, astăzi începe să se întruchipeze și acest vis care era foarte îndrăzneț la un moment dat, începând de astăzi, el va deveni realitate. Mă rog la Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne facă un pic mai buni și de asemenea folosesc acest prilej să vă doresc în continuare post, liniște și pace și sărbători binecuvântate alături de cei dragi de Sfintele Paște. Doamne ajută! Stimați părinți, stimați colegi, onorată audiență. Am niște emoții că nu prea vorbesc în fața atâtor
persoane, însă din punctul meu de vedere este un moment extraordinar de important. Stând acolo în spate și ascultând, am rememorat ziua de vineri, când la Târgu Mureș, din sutele de proiecte care au fost depuse pentru sistemul de sănătate, în jur de 27 au fost aprobate, dar până în momentul de față doar 4 s-au semnat. Așa că momentul de acum este unul excepțional. Într-adevăr, pot să numesc așa o ambiție personală, am zis că primul pacient care va veni la Bistrița să fie de neurochirurgie. Așa s-a și întâmplat. O politraumă din județul Maramureș, nu știu, de la Târgu, nu mai știu exact. Dar a venit, a fost bine, a mers înapoi. Și într-adevăr, de când ești aici, de 6 ani și ceva, am venit cu ideea de a ajuta comunitatea, de a începe ceva nou, de a face ceva corect. Și am găsit aici sprijinul, în primul rând, în domnul președinte al Consiliului Județean, care din prima secundă a fost lângă mine și a zis tot ce ai nevoie și ce aveți nevoie, nu doar eu, ci și colegii medici, va fi și va fi înspre binele comunității. Mai departe, alături de domnul manager Gabriel Asani, cărora le mulțumesc pentru tot sprijin, ca să zic așa, o să avem încă o scenă unde o să ne exprimăm talentul. Medici, asistenți, toți pentru comunitate, pentru că, așa, luați-o ca și o glumă. Nu putem merge ca și medici, la România au talent să vă arătăm live ce se întâmplă. Aici sper ca toată lumea să beneficieze de munca, talentul și tot ce este nevoie ca oamenii să fie bine. Mulțumesc! Să-mi încep cuvântul spunându-vă câteva vorbe despre nebunie și nebun. Acum mai mulți ani am făcut o propunere. Să construim 2 etaje pe Spitalul Județean, unde să facem un bloc operator și o secție nouă de chirurgie. Primul lucru care mi s-a spus: ești nebun. De această nebunie până în prezent au beneficiat peste 32.000 de persoane, 32.000 de pacienți, cetățeni ai județului Bistrița-Năsăud și nu numai. O altă întâmplare, veneam să vizitez șantierul de la UPU și mă întâlnesc cu un medic din spital care venea de la consult. UPU își desfășura în acea perioadă provizoriu în spatele spitalului activitatea și se uita, era deja ridicat. S-a uitat la mine și a zis: cred că ești un pic nebun. Zice, dacă era manager un medic, n-ar fi luat niciodată o decizie atât de radicală să închidă un UPU, să-l mute într-o magazie în spate și să facă ceea ce ai făcut. Peste 44.000 de oameni au trecut pragul de când l-am deschis. Același lucru s-a întâmplat și cu heliportul și când am zis că vom reabilita o secție de dializă în 60 de ore. De vineri de la ora 14 până luni dimineața la ora 7. Toate au fost catalogate nebunii. Dar ce este normalitatea de fapt? Normalitatea este dată de comportamentul majorității. Suntem oameni normali, facem ceea ce trebuie să facem și astăzi mai facem un pas spre normalitate, construind o aripă nouă a acestui spital. S-a vorbit de foarte multe ori de ceea ce construim, de secțiile care se vor face, dar pe lângă pereți, pe lângă infrastructură, cel mai mare câștig pentru pacienți va fi modernizarea Spitalului Județean de Urgență Bistrița,
din punct de vedere al structurii medicale. Adică, vor apărea secții noi, compartimente noi de care pacienții au nevoie, reconfigurând întreg spitalul. Ca să vă dau câteva exemple. În cadrul secției de cardiologie va funcționa un compartiment de cardiologie intervențională și un compartiment USTAC, unitate de supraveghere și tratament al pacienților critici cardiaci. În cadrul secției de neurologie se va înființa un compartiment UAVCA, adică o unitate de accident vascular cerebral acut. Aceste două compartimente vor avea regim de terapie intensivă, deci efectiv vom crește numărul locurilor de terapie intensivă din spital. V-a vorbit acum câteva minute Andrei, care este un medic bun, care își dorește să devină mai bun. Și va prelua un compartiment nou înființat de sine stătător de neurochirurgie. Se va înființa un compartiment nou de gastroenterologie intervențională. De asemenea, vrem să înființăm un compartiment de recuperare neurologică, un compartiment de endocrinologie în cadrul secției de diabet. Și nu în ultimul rând, vrem să dezvoltăm foarte mult un sector de paliație. Acesta va fi marele câștig al județului. Când cetățenii acestui județ nu vor mai fi obligați să meargă la Mureș, la Cluj sau în alte părți ca să găsească servicii medicale de calitate. Clădirea o vom termina. În 24 de luni, spune contractul, am discutat cu constructorul, probabil va fi mai repede. Dacă nu, în 24 de luni să fie. Dar să fie. Ne place să ne respectăm termenele, chiar să le devansăm, cum am reușit și cu de la 24 de luni, am construit în 13. Vreau să mulțumesc întregii echipe medicale, să le urez succes în săptămâna care urmează. Va fi o săptămână grea, plină de provocări, pentru că intrăm în procesul de acreditare. Începând de luni, Comisia de Acreditare va fi prezentă la Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru o săptămână. Vreau să mulțumesc comitetului director, care au fost alături de mine și m-au susținut în acești pași, nu spre nebunie, ci spre normalitate. Vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor cu care colaborăm pentru susținere și pe viitor îi asigurăm de colaborarea noastră.